O tânără a ajuns de pe șalupa poliției locale Timișoara direct la un spital de psihiatrie. Tânăra depistată seară de polițiștii locali pe șalupa instituției a revenit la locul de bronzat și a aruncat cu un lichid pe ambarcațiune. După ce seară, cu puțin înaintea orei 19, a fost surprinsă de polițiștii locali făcând plajă pe ambarcațiunea poliției locale, acostată lângă Vaporeto, în zona catedralei mitropolitane, tânăra din Arad a fost observată din nou în această seară, tot în jurul orei 19, în apropierea așa lupe instituției. Supărată probabil că bronzatul i-a fost întrerupt cu o seară înainte și că de această dată erau mai mulți ochi în zonă, nemai având posibilitatea să stea la soare, femeia a aruncat cu un lichid și o lumânare asupra embarcațiunii. Cel mai probabil lichidul era doar loțiune de plajă pentru că nu mirosea substanță inflamabilă. Femeia a fost observată de agentul de pază de la STPT care își desfășoară serviciul în apropiere. Polițiștii locali s-au deplasat imediat la fața locului și au solicitat prin intermediul numărului de urgență 112 un echipaj al ambulanței pentru a fi transportată din nou la spitalul de pe strada Văcărescu. Reamintim că seara aceasta a fost depistată pe șalupa poliției locale îmbrăcată sumar, incoerentă și cu substanțe ce păreau a face parte din categoria celor interzise asupra sa. Ea a fost predată la spitalul de pe Văcărescu, transmit reprezentanții poliției locale Timișoara.